Pentru că ne aflăm în plină vară, în o timp în care plantele sau insectele pot determina anumite alergii de sezon, ne-am îndreptat pașii spre specialiștii de la Graal Medical Ploiești pentru a afla cât mai multe informații, astfel încât să nu dezvoltăm o astfel de afecțiune. Ce sunt alergiile, de câte tipuri sunt și cum pot fi investigate sau cât de grav ne pot afecta organismul, vom afla în continuare în interviul realizat. Doamna doctor, mă bucur foarte tare că sunteți prezentă în cadrul emisiunii și aș vrea să discutăm un subiect important, adică pentru sănătatea noastră și sperăm să obținem cât mai multe informații de la dumneavoastră. Pe lângă acest virus care ne-a dat bătăi de cap în ultima perioadă, știu că oamenii se confruntă foarte mult și cu alergiile. Aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ce reprezintă aceste alergii. Alergie, în mod particular a organismului, al sistemului imun, de a reacționa față de diverse substanțe, de obicei tolerate de ceilalți pacienți. Deci, alergicul reacționează în exces la ceva ce alții nu reacționează. Asta este o alergie. Este o componentă de sistem imun care se apără. Dar se apără în exces față de ceva ce nu trebuia să se apere. Cei mai frecvenți alergeni sunt cei din aer, de aceea pacienții acuză probleme respiratorii și sunt pacienții cunoscuți cu diagnostice de rinită alergică, de ast bronșic, cei cu reacții de la nivelul ochilor, conjunctivită alergică. Alți alergeni sunt cei alergeni alimentari și la orice vârstă poți fi alergic la lapte, la ouă, la pește, la roșii, la țelină, la soia, la alune, arahide, fructe de mare, deci ăștia sunt cei mai importanți alergeni alimentari. Putem fi alergici la medicamente și sunt diverse medicamente care determină diverse reacții alergice, fie imediate, fie tardive. Putem reacționa la foarte mulți stimuli, orice poate deveni alergic pentru un pacient, nu toți suntem alergici, unii suntem predispuși. Deci alergia este un mod de apărare a sistemului imun, dar o apărare în exces, nepotrivită față de un lucru la care majoritatea oamenilor nu reacționează. Ce riscuri implică aceste alergii? Alergia afectează calitatea vieții în primul rând, dar poate să pună și viața în pericol. Deci pot fi grade diferite de severitatea unei reacții alergice. Putem strănuta din când în când. Nu e periculos, dar ne deranjează. Sau ne strănutăm în exces toată ziua, sau ne mănâncă nasul, ne mănâncă pielea, ne mănâncă ochii. Unii tușesc și fac crize de ast bronșic. Deci unele lucruri sunt foarte supărătoare. Uneori reacția poate să fie însă a întregului organism, adică șocul anafilatic, atunci viața ți este pusă în pericol. O reacție de alergie la albină sau la viespe. Poate să fie implicat întreg organismul cu scăderea de tensiune, cu pierderea stării de conștiință, cu erupții pe piele, cu diaree, cu vărsături. O reacție care, fiind brusc instalată, poate să-ți amenințe viața. Deci acolo este un lucru foarte periculos. Alergiile durează în timp, deci sunt boli de durată și îți afectează viața, calitatea vieții, hobby-urile, activitatea obișnuită, profesională, pe perioadă lungă. Acest lucru deranjează. Dumneavoastră mi-ați vorbit despre mai multe tipuri de alergie. Aș vrea să, dacă se poate, să le clasificați. Dacă există o astfel de clasificare, bănuiesc că da. Da. Alergii respiratorii. Avem rinitele alergice. Pot fi rinite alergice sezoniere sau rinite alergice care afectează omul tot timpul anului. Sunt alergii la acarieni, la praful de casă. Praful ăsta de casă conține mai mulți alergeni. Sunt acarienii, pot fi mucegaiuri, pot fi componente din gândacii de bucătărie, pot fi alergii la animalele de companie, mai ales cele ținute în casă. Câine, pisică, iepure, porcușor de Guinea. Acești alergeni sunt prezenți în interior tot timpul anului și atunci afectează nasul, determinând fie obstrucția nasului, înfundarea nasului, persistent tot timpul anului. Curge nasul, curge apos, deci nu neapărat muci, secreții apoase, limpezi. Mănâncă nasul, omul strănută în exces. Simultan poate avea și afectare oculară, să mănânce ochii, să aibă ochii roșii, să lăcrimeze în exces. Pacienții alergici la acești alergeni pot asocia ast bronșic, tușesc, respiră greu, dificil, apăsare în piept și uierătură. Sunt simptome ale aceleași alergii, dar la diverse nivele ale organismului, nas, ochi sau plămâni. Alergeni sezonieri sunt de obicei polenurile. Avem polenuri primăvara când înfloresc pomii. Cei mai frecvent mesteacă, nuarinul, alunul. Sunt polenurile care sunt și acum în această perioadă de mai-iunie,
Noi ne numim graminee, sunt plantele cu spic, adică fie iarba de gazon, fie pe câmp grâu, secară, orz, ovăz. Aceste plante emană în aer polen și polenul respectiv ajunge prin aer la nivelul nasului, ochilor și de asemenea determină aceleași simptome, curge nasul, strănută, mănâncă nasul, mănâncă ochii. Sunt alte polenuri de la alte plante, se numesc buruieni și celebră este ambrozia, foarte frecventă în această zonă a județului Prahova, mai ales Ploiești. Ambrozia e o buruiană, face polen mai ales în perioada august-septembrie, vârf de sezon în acea perioadă și cu cât e mai mare cantitatea, cu atât mai mare este și alergia și manifestările, severitatea alergiei la ambrozia este foarte mare și foarte, foarte mulți pacienți în această perioadă sau în ultimii 10 ani au devenit alergici la ambrozia. Noi, medici alergologi, constatăm că în fiecare an apar noi și noi pacienți alergici la ambrozia și aici e o problemă pentru că sunt pacienți tineri în plină activitate, iar această alergie fiind foarte severă nu îți permite să-ți desfășori activitatea, este un chin. Oamenii nu pot să se odihnească, nu pot respira bine, nu pot conduce mașina că stau cu ochii și cu înlăcrimați sau îi mănâncă ochii, nu pot să fie doctori, să opereze, să... tot felul de fotografi. Deci sunt multe, multe inconveniente date de această alergie la ambrozia și nu se termină într-o zi, două, se termină într-o lună, două. Deci afectează foarte mult calitatea vieții. Deci sunt alergeni sezonieri, sunt alergeni pereni, dar toți afectează căile respiratorii, începând de la nas, putând ajungând până la căile respiratorii inferioare la nivelul plămânilor. Sunt alergiile alimentare, pot afecta și copii și adulți, sunt unele care se vindecă în cursul copilăriei, sunt altele care persistă toată viața. De la copilul mic care manifestă erupții cutanate, dermatita atopică, noi putem investiga copiii și putem indica măsurile de evitare a alimentului incriminat în patologie. Sunt alergeni care trebuie să evitați toată viața, de obicei cei cu alunele, cu peștele. Reacțiile la alimente pot fi de asemenea sub diverse manifestări clinice, fie cutanate, fie edeme de buză, fie tulburări respiratorii, unele probleme digestive. Pacienții care remarcă niște simptome, bine să vină la medic să se investigheze, pentru că lucrurile sunt complicate și de durată, în mare parte. Iar unele, într-adevăr, inclusiv la alimente, pot să apară șocuri anafilactice și acelea sunt cele mai severe. Alergiile la medicamente, o problemă foarte importantă și foarte diversă, cu diverse manifestări. Medicamente se iau de asemenea la orice vârstă, sunt medicamente frecvente antibiotice care determină alergii, medicamente de durere, antialgice, antiinflamatoare, pot fi medicamente care, sau mă rog, substanțe care se administrează în investigațiile imagistice, cele de substanțe de contrast iodată sau substanța pentru efectuarea RMN-ului. Pot fi și alte antibiotice și alte medicamente și vitamine și multe medicamente care pot determina reacții de hipersensibilitate, le spunem noi, adică niște reacții anormale la medicament, reacții alergice. Și de asemenea, consultul alergologic și toată evaluarea este foarte laborioasă, dar ne străduim să ajungem la medicamentul incriminat și să putem să-i dăm niște sfaturi pacientului pentru a putea fi tratat corect pe boala pe care o are, dar să nu aibă riscurile medicației la care este alergic. Sunt alergii la albină și viespe, iar o problemă care pe parcursul perioadei calde, zboare albina, zboare viespea, pacienții pot fi expuși la riscuri. Înțepătura la albină și viespe poate să dea doar o reacție locală care nu e amenințătoare de viață, dar dacă pacientul e predispus de a forma alergie și dacă a constatat că face o reacție exagerată la albină viespe, e bine să de asemenea să contacteze alergologul. Pentru că odată instalată alergia și la albină viespe și terențea pe albina viespe, reacția pe care o poți păți este imprevizibilă. Deci poate să fie și ușoară, dar poate să fie și severă. Șoc anafilactic. Iar pacienții respectivi, fiind în această situație de risc, e bine să fie informați că pot să aibă la îndemână o medicație de urgență pe care trebuie să și-o administreze cât mai urgent la momentul înțepăturii și corect, ca să aibă șansă să salveze viața. Deci aici instructajul, păstrarea calmului și a avea la îndemână medicamentele necesare pot face diferența între viață și moarte.
Dar toate acestea sunt obținute în urma unui consult alergologic, unei evaluări alergologice, ca să poți estima corect riscul pacientului. Și sunt poate și multe alte manifestări de boli alergice care încă nu le-am putut aborda acum. Deci tot ceea ce dumneavoastră mi-ați povestit demonstrează faptul că aceste alergii sunt destul de numeroase și destul de importante sau și grave pentru organism. Cum vă depistați dumneavoastră sau cum înțelegeți care tip sau ce a provocat acea alergie? Adică mi se pare discuția cu pacientul este foarte laborioasă. La anamneza noastră alergologică are nevoie de multe, multe amănunte. Deci și documente medicale avem nevoie de la pacient, dar și multe amănunte, pentru că logica lucrurilor ne poate ajuta să ne putem dovedi alergia mult mai ușor, adică să ne alegem tehnica de laborator sau tehnica de testare care să ne aducă într-adevăr pe drumul cel bun și să găsim inculpatul în alergie. Deci discuția e foarte importantă, poate jumate din așa zisa testare, discuția cu doctorul, și e foarte important consultul ăsta medical. Testul propriu-zis ține de fiecare ce povestește și dacă noi avem disponibile truse de testare cu testări pe piele, se pot preta la testare pe piele sau sunt multe investigații care se pot face prin laborator, prin diverse tehnici de laborator, deși iară nici laboratorul nu are un test la toate medicamentele sau toți alergenii. Funcție de discuție știm ce să cerem, un anticorp, o celulă, sunt multe metode care pot depista alergiile. Și teste de provocare se numesc altele, adică la anumite medicamente, pe lângă că faci un test sau nu, este testul de provocare, adică să-i dai medicamentul într-un mod controlat, supravegheat, de protecție pentru pacient, pe o anumită știință noastră, astfel încât să vezi dacă ăla e inculpatul sau din contră să găsești un medicament care să fie o alternativă la cel inculpat, astfel încât să-l ajuți pe pacient să-și trateze boala. Deci este o muncă laborioasă, această anchetă alergologică. Dar totul pornește de la o discuție cu medicul, foarte obiectivă, poate săcăitoare uneori prin numărul de amănunte pe care cere medicul, dar aici avertizăm. Aceste amănunte ne aduc pe noi la un diagnostic corect, fără supărare. Și nu întotdeauna este un test simplu, totul este o muncă și de gândire, și de documentare, și de laborator sau testare. Adevărat e că, din ceea ce dumneavoastră îmi povestiți, este chiar o muncă laborioasă, adică tot ceea ce faci dumneavoastră, tot costisitoare chiar, pentru ca să determinați o sursă a unei boli. Noi numim această anchetă alergologică, anchetă. Deci până la urmă este aproape o anchetă. N-aș vrea să încheie acest material fără să-mi spuneți, pentru că ne aflăm aici la Graal Medical. Prahoveni, la ce teste sau la ce se pot aștepta de la Graal Medical pe această temă? În primul rând îi aștept la o consultație. Funcție de discuția cu dânsii, se pot face în cadrul cabinetului pe loc testele cutanate, mai ales la alergenii respiratori, bateria este completă, inclusiv avem și anumiți alergeni alimentari, inclusiv laptele, oul, soia, peștele, deci principale alergeni alimentari. Vorbind de o testare cutanată care se face în cabinet PRIC, este nedureroasă, nu este periculoasă, rezultatul testului se obține în 15 minute pe loc. Tehnica este una simplă, prin care picătura de alergen se pune pe pielea antebrațului, se atinge cu o lanțetă specială pentru alergologie, care este atraumatică, nu sângerează, nu determină durere, este o atingere, să zicem, asemănător unei scobitori. Iar timpul de așteptare e cam de 15 minute ca reacția să apară, în măsura în care zona respectivă, la respectivul alergen s-a înroșit, s-a umflat, se măsoară cu peste o anumită o dimensiune, 3 mm, se consideră pozitivă. Deci asta este testare rapidă, se pretează mai ales pentru alergenii respiratori și la anumiți alergeni alimentari, dar depinde de povestea pacientului. Vârsta de testare ține și de colaborarea pacientului, deci se poate testa undeva după vârsta de 3-4 ani, funcție de a sta pacientul cu mâna întinsă. Copiii mici nu prea au răbdare și nu putem colabora foarte bine cu ei. Până la orice vârstă, la această testare rugăm pacienții să vină fără tratament antihistaminic, pentru că acel tratament antialergic poate bloca testarea și pentru ca noi să fim corecți, îi rugăm ca o zi, două, trei, funcție de medicamentul care îl urmau, să-l întrerupă ca noi să facem testele corect. Putem să ne aici în Graal avem și multe analize de laborator în domeniul alergologiei și nu numai. Dar vorbim și despre teste complexe de alergologie care se pot face prin determinări serice, adică din sânge.
Unele boli alergice sunt asociate cu boli autoimune, deci de asemenea pe capitolul de investigații imunologice putem aborda laboratorul și ne poate ajuta foarte bine cu aparatură de performanță și cu reactiv bun, astfel încât să ne putem baza pe rezultate și să putem integra patologia asta pacientului în capitolul alergologiei sau imunologiei clinice. Deci îi așteptăm la o consultație, se pot face diverse investigații. Uneori patologia, de exemplu, respiratorie necesită și spirometrie, avem aparat de spirometrie, se poate face spirometria simplă, spirometria cu test broncodilatator, în măsura unor afecțiuni care implică rinosinuzite, inclusiv cu polipi. Noi necesităm avea investigație și de computer tomograf, de asemenea se poate face în această clinică. Echipele multidisciplinare în care, în măsura în care avem nevoie de orelist, de alți medici, de asemenea putem ajuta pacientul consulturi interdisciplinare. Aici la Grand Medical pe toți plauvenii îi așteaptă o echipă de doctori foarte buni. Asta ne străduim. Și la orice vârstă de pacient. Adică putem vedea și copii mici și oameni până la o anumită vârstă înaintată. Și pentru că am aflat câte avantaje aduce Clinica Grand Medical Ploiești prin aparatură, laboratoarele dezvoltate și medicii specializați, promitem că și în ediția următoare să dezvoltăm acest subiect astfel încât să aflăm cum putem evita și trata aceste alergii. Bineînțeles că într-un cadru optim dedicat sănătății.